Noua lege a pensiilor La ce vârstă vor ieși femeile la pensie? Marius Budăi a zis clar. Ministrul muncii, Marius Budăi, a clarificat anumite aspecte legate de noua lege a pensiilor, reforma asumată în PNRR. Mai exact, acesta a spus dacă va crește vârsta de pensionare. Marius Budăi a spus că vârsta de pensionare va fi majorată la 65 de ani și pentru femei, așa cum a fost asumat în PNRR. Va crește vârsta de pensionare pentru femei. Vârsta de pensionare este în prezent de 65 de ani pentru bărbați și 61 de ani și 9 luni pentru femei. Legea în vigoare prevede creșterea treptată a vârstei de pensionare la femei la 63 de ani până în 2030, iar în PNRR se menționează egalizarea vârstei de pensionare pentru bărbați și femei la 65 de ani. Anumite categorii de salariați pot însă ieși la pensie mai devreme, cum ar fi magistrații, militarii și polițiștii. Se va prevede ca nicio pensie să nu depășească salariul avut în plată în activitate. Bineînțeles că se pune și problema supraimpozitării, iar mâine voi avea o întâlnire cu Uniunea Europeană pe această temă. Până la 1 iulie trebuie închisă această problemă, a declarat Ministrul Muncii pentru România TV. Eu cred că până la urmă și politica trebuie să vină într-o zonă în care odată ce ai hotărât să ai o coaliție politică, într-un moment greu, să coabitezi cu toate bunele sirelele. Vreau să remarc cum a răspuns Marcel Ciolacu la unele atacuri, unele chiar nedemne de tribuna Parlamentului. A adăugat el: Vârsta de pensionare nu va crește peste 65 de ani. Marius Budăi a asigurat că vârsta de pensionare nu va crește peste 65 de ani pentru nici pentru femei, nici pentru bărbați, deoarece în PNRR este prevăzut doar ca acestea să fie egalizate până în 2035. Exclus să creștem vârsta de pensionare. Nu creștem vârsta de pensionare. Am și spus din opoziție, nu accept creșterea peste 65 de ani. Femeile sunt la 60 acum și beneficiază de o hotărâre a CCR care spune că pot munci până la 65, iar în PNRR se spune că până în 2035 trebuie egalizate vârstele de pensionare. Acum femeile sunt la 62 de ani și câteva luni. Așa sunt prevederile din PNRR, nu am scris eu PNRR-ul. Aceste aspecte panichează foarte mult și nu sunt de acord. Nu crește vârsta de pensionare peste 65 de ani. Va crește vârsta etapizat pentru doamnele noastre până în 2030, iar până în 2035 trebuie egalizat la 65 și pentru femei și bărbații. Deci nu brusc, și nu vom accepta creșterea vârstei de pensionare, a spus ministrul muncii.